Mă auziți? Așa. Salutare tuturor și bine v-am regăsit din studiourile Casa Buhnici TV. Așa. Un IGDLCC, încă unul de acasă, de acasă din pijamale, pe care voi nu le vedeți, eu sunt într-un tricou, dar ar trebui să vorbesc frumos pentru că alături de mine în studiourile Casa Buhnici TV se află un om mai deștept, mai organizat și mai gospodar sigur ca mine, pentru că este marea mea bucurie să stau de vorbă măcar de la distanță în această perioadă, pentru că m-aș fi bucurat să-l cunosc, pe primarul din Ciugud, județul Alba. Nu știu dacă ați auzit de el, dar e un primar foarte deștept. Adică dacă ați văzut măcar între clipurile care circulă pe internet despre cel mai digitalizat sat, cu energii regenerabile, cu o mulțime de chestii care par SF, nu într-un oraș mare, nu în Occident, adică oriunde pe planetă, asta se întâmplă la Ciugud. Și dacă n-ați auzit de Ciugud, să ajungeți neapărat acolo, pentru că a devenit celebră localitatea asta datorită acestui om gospodar, cu care stăm de vorbă în această seară la IGDLCC, informații gratis despre lucruri care costă, și o să vedeți că se aplică ce avem de învățat de la primarul din Ciugud, mai ales în vremurile astea. Mai ales când te pregătești din vreme și iei acele măsuri care, într-adevăr, ar trebui să te ducă în viitor, dar s-ar putea să te ajute și la necaz. Mai pe românește, cum mai spun bătrânii, a făcut căruță iarna și sanie, sau sanie vară, una din astea două. Dar mai bine comut acum, pe scena 7, și iată-l. Bună seara, domn primar! Bună seara, eu nu vă aud. O să mă auziți acum. Mai bine acum, că nu m-ați auzit, că v-am lăudat până acum. Da, vă iau în campanie electorală. Nu, niciun caz. Oricum, nu cred că aveți nevoie de campanie electorală. Din câte am auzit eu, oricum, la toate alegerile luați 80% și cred că e ușor de înțeles de ce, pentru oricine a aflat vreodată ceva despre Ciugud, nu? Cum e la... Care e treaba la Ciugud? Care e secretul dumneavoastră? Da, chiar nu cred că asta este important. Până la urma urmei este rezultatul muncii noastre de ceva vreme, de aproape 20 de ani. E rezultatul muncii unei echipe sudate, unei echipe care cumva a înțeles viziunea noastră de dezvoltare, a înțeles că rețeta succesului aici e, dincolo de viziune, foarte, foarte multă muncă, foarte mult sacrificiu și uneori am trecut prin situații în care a trebuit să avem chiar și curaj ca să facem anumite lucruri, știți foarte bine. Dar nu avem absolut nicio problemă atât timp cât rezultatul muncii noastre este unul... Domn primar, stați puțin, dați-vă jos din campanie. Dar nu sunt în campanie, sau haideți să o spun altfel, cărțile spun că orice campanie începe a doua zi de când ai câștigat sau pierdut alegerile. Noastră că... nu aveți niciun stres, deci nu discutăm acum cu dumneavoastră din postura unui candidat, pentru că știu sigur că nu aveți nicio emoție, pentru că treaba merge, la Ciugud treaba merge, nu? Da, merge. Ce merge? Bine. Hai să explicăm celor care ne urmăresc. Ce este atât de isteț? Ce este atât de smart? Ce este atât de digital la Ciugud încât trebuie să afle toată țara? Pentru că ați reușit niște performanțe fantastice. Ați adus acolo energii regenerabile, copiii merg de bună voie la colectare selectivă. Spuneți-mi cam care sunt lucrurile cele mai importante pe care ați reușit să le schimbați într-o comunitate care altfel te aștept să fie ca la țară, îmbătrânită, cu tot felul de obiceiuri vechi, cu tradiții, fără obiceiurile astea moderne cu colectarea, cu energie regenerabile și cu alte asemenea. Păi, până la urma urmei, plecăm de la educație. Educația, practic, este cumva fundamentul oricărei societăți și de acolo putem să dezbatem tot felul de subiecte. Când vorbim de educație, nu vorbim doar de copii, vorbim de întreaga noastră comunitate. Așa, și ce ați făcut dumneavoastră ca să-i învățați pe oamenii ăștia? Practic, am încercat să ne schimbăm împreună.
în fiecare an, la fiecare întâlnire publică, pe rețelele noastre de socializare, încercăm să le deschidem oamenilor mintea, să-i facem să înțeleagă că viitorul poate suna bine dacă înțelegem să acceptăm tehnologia, dacă înțelegem să ne schimbăm comportamentul nostru, dacă înțelegem că legea trebuie să primeze, dacă înțelegem că, eu știu, tinerii și copiii sunt poate cel mai important segment de populație din comunitatea noastră. Okay. Acum, toate astea trebuiesc cumva îmbrăcate cu activitatea administrației publice locale. Și atunci, în urmă cu ceva ani, când știm foarte bine la nivel național, european și mondial, se tot vorbea de smart city, cumva am fost deranjat. Am fost deranjat pornind de la ideea că satul românesc nu poate fi neglijat, că România are aproape 90% din teritoriul în mediul rural și aproape jumătate din populația țării trăiește în mediul rural. Și atunci am spus noi, de ce doar orașele pot fi inteligente, de ce nu poate fi și satul inteligent? De ce asta e. Deci noastră ați avut ambiția să faceți Ciugud un sat inteligent. Da. Și lucrurile se schimbă foarte simplu și foarte rapid. Sigur că de multe ori am întâlnit rezistența acelor instituții care ar trebui să ne fie partenere, care ar trebui să fie promotorii acestei idei de smart și iată că, din păcate, a fost nevoie să trecem prin această pandemie ca oarecum să forțăm instituțiile cu care noi de vreo 2 ani ne luptăm să înțeleagă că mutarea activității în online și, eu știu, ideea aceasta de o administrație inteligentă nu înseamnă să produc zilnic hârtii, să consum tonere, să consum hârtie, nu înseamnă să plătesc taxe poștale, curierate, ci înseamnă doar puțină viziune, înseamnă niște softuri, înseamnă mici roboței implementați în administrația publică, ce ne face odată mult mai eficienți, mult mai economi, dar ne face mult mai rapid în activitate. Și ce este cel mai important lucru, cel mai important lucru e că o administrație, indiferent că e centrală sau locală, nu este eficientă atunci când îl pune pe om să meargă la nu știu câte ghișee, să-și rupă din timpul lui, ci este eficientă atunci când devine foarte prietenoasă prietenoasă, neprietenoasă, ați spus un cuvânt care ne răcăie pe toți. În perioada asta în care facem noi interviu, suntem în plină pandemie. Și cu toate astea, primăria din Ciugut funcționează. Categoric. Păi ar fi culmea ca o instituție ca primăria într-o primă pandemie să nu funcționeze. Practic, noi ar trebui să fim ultima redută doboretă. Practic, cum dețineți primăria în funcțiune? Cum reușiți? Prin, ca să ne putem proteja colegii, ne-am mutat aproape toată activitatea în online. Vă spuneam că de ani buni noi încercăm să ne mutăm activitatea, vă spuneam că întâmpinăm probleme mari cu anumite instituții care nu acceptă acest gen de activitate și haideți să vă dau un singur exemplu. Aproape toți colegii mei din primărie au semnătură electronică. E foarte complicat să-i facem să înțeleagă pe anumiți domni de la anumite instituții că un document original este un document editat electronic care poartă o semnătură electronică și care este mult, mult, mult mai sigur decât un document pe hârtie pe care eu îl semnez cu pixul. Domn primar, stați puțin, că noastră vorbiți așa din creierul unui orășean sătul de birocrație. Adică noastră de la primărie de acolo veniți să-mi spuneți mie că hârtia nu e importantă, nu e originală. Cine sunt oamenii aceia care noastră interacționați, care nu consideră un document digital cu semnătură digitală ca fiind autentic? Cu cine vă războiți? Haideți să vă spun. De anul trecut ne-a picat nouă așa nebunia asta în cap și ne-am stabilit că în 2 ani de zile vrem să devenim primăria fără hârtie. Asta înseamnă că noi nu o să mai producem hârtie aici, odată în activitatea noastră, și nici nu o să trimitem undeva hârtie. De atunci a început nebunia.
Adică, cum, domnule, la proiecte europene vrei tu să-mi trimiți mie doar documente semnate electronice și nu-mi dai câțiva metri cub de hârtie din care eu să folosesc oricum câteva zeci de pagini ca să te verifici, pentru că mie mi-e greu să te urmăresc pe tine pe calculator și tot mai frumos e să ling eu acolo hârtiile tale, scuzați-mi termenul. Adică așa, nu? Așa. Mai ales mai în vremuri de genul ăsta știm cu toții că linsul de hârtii dăunează grav sănătății. Au buretier, au făcut ceva progrese. Buretieră. Să ne trimitem hotărârile de consiliu sau dispozițiile în format electronic sau să ne arhivăm, da, noi producem documente în format electronic, dar avem circuitul documentelor implementat de vreo 9 ani de zile, adică tot ce intră în primăria aceasta și tot ce iese din primăria aceasta este scanat și arhivat electronic, dar în același timp nu avem o legislație armonizată și dacă cei de la arhive vor să ne verifice, spun, nu, domne, arată-mi tu mie dosarele unde ți-e arhiva, unde ai tu metri cub de hârtie și așa mai departe. Asta în condițiile în care le explicăm că avem un server foarte performant, că ne facem un backup pe un alt server, că mai avem un backup la un operator de-al nostru în Baia Mare și că acum negociem să ne luăm spațiu în cloud. Și în cloud. Însă okay. E foarte complicat. Bun, revenim la... Haideți să devenim un pic concreți, să ne legăm un pic de ordinea zilei. Faptul că nu mai trebuie să plimbăm o hârtie pe hârtie sau un dosar cu șină pe la primărie și că putem lucra cu documente digitale, mai ales într-o astfel de perioadă, putem să lăsăm viața să meargă înainte, pentru că, într-un fel sau altul, va trebui să mergem înainte. Și care e lecția de învățat pentru alte instituții care încă nu au făcut digitalizarea? Pentru că faptul că noastră aveți hârtiile astea digitalizate vă permite să funcționați din ceea ce înseamnă ce? Autorizații, tot felul de ce? Odată, orice solicitare pe care vreți să o faceți către Primăria Chiuvut, dacă intrați pe site-ul primăriei www.primariachiuvut.ro, aveți acolo fie butonul Primăria Online, fie butonul Platforma Cetățeanului și de acolo, dacă dați click, o să aveți posibilitatea să vă trimiteți o cerere pe care apoi să urmăriți statusul. Dacă vreți să faceți o audiență la primărie, puteți să vă faceți o audiență chiar și online mai nou. Dacă vreți... Stați puțin, eu pot să stau de vorbă cu primarul dacă îmi fac audiență online cu dumneavoastră? Exact. Ne stabilim, vă înscrie... Deci ce pot să ceră de la primărie în perioada asta, de la primăria din Chiuvut, online? Păi, de exemplu, dacă vreți un certificat fiscal, da? Ok. Pur și simplu intrați pe Platforma Cetățeanului, vă autentic. Domn primar, ne-a picat un pic sunetul. Mai ziceți. Ziceți ceva. Cred că vă pică un pic netul. Ia, vorbiți. Nu vă aud în momentul ăsta. Dar mie mi-arată... Gata, aici acum vă aud. Aveți internetul, era un pic lent, dar nu e de la dumneavoastră, că e o perioadă mai slabă cu internetul. Așa, continuați. Dacă vreți un certificat fiscal, dacă intrați pe Platforma Cetățeanului, unde vă autentificați, automat, în baza CNP-ului, vi se completează din registrul dumneavoastră fiscal și robotul din spatele serverului nostru vă emite automat pe loc un certificat fiscal. Dacă deci poți să-mi iau certificat fiscal. Altceva, haideți să luăm așa rapid, să le enumerăm. Dacă vreți, nu știu, adeverință de la registrul agricol, puteți să vă luați automat. Dacă vreți să depuneți un document în dosarul dumneavoastră fiscal sau să vă verificați dosarul fiscal sau, nu știu, vreți, v-ați pierdut un contract de vânzare-cumpărare pe un teren pe care l-aveți impus la noi sau, nu știu, aveți foarte multe mașini și nu mai știți care sunt impuse la Primăria Chiuvut, vă puteți vizita dosarul fiscal și de acolo vă puteți lista ce document vreți dumneavoastră. Dacă e că să vorbim despre plata impozitelor sau tuturor datoriilor pe care le aveți către Primăria Chiuvut, am pus la dispoziție din 2009, am fost prima primărie de comună care am implementat acest sistem pe site-ul primăriei. Practic se intră pe Global Pay, unde poți să plătești cu cardul, dacă nu pe sistemul național, pe platforma online. Avem și aplicația Mobile Pay Chiuvut,
Există și posibilitatea de anul trecut în fiecare localitate, în fiecare magazin din localitate, avem automate de plată pentru cei care nu sunt atât de apropiați de tehnologie. Le-am pus la dispoziție pentru autentificare pe aceste automate, inclusiv un card al cetățeanului, așa se și numește okay. un card. Haideți să venim un pic mai aproape de prezent. Deci sunt o mulțime de lucruri pe care pot să le fac online. Este ceva din activitatea primăriei din Ciugut care să fie blocată în momentul ăsta de pandemie? Nu. Singurul lucru pentru care ar trebui să vină omul la primărie este eventual pentru un certificat de deces, un certificat sau un certificat de naștere. Din păcate, deși avem cumpărat softul, nu suntem armonizați cu cei de la stare civilă, de la nivel național, pentru a putea elibera în format electronic acest, încă chiar dacă le tipărim la imprimantă, trebuie să folosim acele formulare tip. Sperăm să se deblocheze și această situație. Dacă vreți, de exemplu, un certificat de urbanism pe site-ul primăriei, mergeți pe platforma cetățeanului, vă completați datele și acolo aveți, dacă vreți, certificat de urbanism de informare, dacă vreți pentru construcție, pentru demolare, îl trimiteți în... Am luat decizia ca vineri în ședința de consiliu pe care o vom avea pentru a încuraja pe oameni să folosească platforma online și a nu mai bate drumul și a ne ține de povești angajații primăriei care, ca și în privat, trebuie să producă ceva, să justifice salariul. Le punem taxe zero pentru astfel de documente, iar pentru cei care vin la primărie le punem niște taxe ca să-i descurajăm. Sigur că aha, și cei care... Ca la bancă. Ca la bancă, da. Și cei care vor, care nu sunt atât de familiarizați, deja ne gândim ca la acele automate de plată din magazine să le creăm niște facilități angajaților de la magazine, să le punem poate că dacă n-au posibilitatea să folosească online o imprimantă lângă sau un scanner și de acolo să nu mai bată drumul până la primărie. Avem 6 sate. Distanța până la cel mai îndepărtat sat este 7 km. Pe omul ăla costă dincolo de timp și bani ca să ajungă aici. Și atunci, 7 km până la primărie? Da. Stați, sunteți bine. Mai sunt distanțe mai mari. Sunt, dar pentru noi 7 km e mult, un minut e la fel de mult. Da? Așa este. Adică, ok, adică... deci încă o dată revin și insist pe ideea asta. Pentru cei care ne urmăresc, nu știu dacă ați auzit, primăria din Ciugud, în afară de certificate de naștere și de deces pe care, așa funcționează starea civilă la noi, trebuie să le emită pe hârtie armonizat cu legislația națională, în rest poate să dea orice în momentul ăsta online. Și nu are niciun motiv să-și oprească activitatea, inclusiv în pandemie. În condițiile în care suntem toți captivi în casă și avem o mulțime de probleme de rezolvat, asta ar trebui să ne dea de gândit, pentru că într-o comună din județul Alba, nu știu câți dintre cei care ne urmăresc au trecut vreodată prin județul Alba, dar aminte să știu unde e Ciugud, dar cu ocazia asta cred că am putea să trimitem niște mii de primari pe acolo în pelerinaj așa și să învețe măcar 10%, că era cineva la comentarii, uite Andrei Dumbravă, și eu mă mândream cu primăria din Brașov care mai facea câte ceva, zice locuiesc în Brașov și primăria deci nu are nici 10% din astea. Domn primar, ziceți-mi o chestie. Dacă primările de la noi ar avea totuși implementate aceste sisteme, în momentul ăsta am putea spune că salvăm nu doar timp, ci și vieți? Pentru categoric, pentru că omul ăla dacă iese în stradă se expune riscului. Categoric. Pe de altă parte, haideți să vă mai spun ceva. Primările de comune în general sunt primării sărace. Poate că n-au nici viziune. Poate că, nu știu, nu sunt atât de smart, dar aici nu este treaba neapărat a primarului și a aparatului lui. Consider că aici este treaba unui guvern, este o problemă națională. Mai mult decât atât, am cheltuit atât de mulți bani pe tot felul de softuri în perioada de programare
anului trecut pe programul operațional de creștere a capacității administrative, fără să avem o viziune. Adică eu să fi fost în Ministerul Administrației, dom'le, haide să vedem, ne creăm odată coloana vertebrală pe o platformă, pe niște software, după care ne ducem de acolo nervii pentru toate comenzile, de la registrul agricol, okay, la tot ce are nevoie în legătură cu finanțele. Domnul Bogniș, se pare normal ca o bancă privată să fie mult mai informatizată decât statul în sine? Mi se pare normal ca noi să folosim internet banking la o bancă privată de ani de zile și noi cu finanțele noastre să ajungem cu Ministerul Finanțelor abia acum să ne armonizăm? Și asta. Dar ați spus o chestie importantă, că anul trecut s-au cheltuit bani foarte mulți pentru softuri prin Ministerul Administrației. 2007-2013. Deci s-au cheltuit foarte mulți bani pe softuri și cu toate astea cele mai multe primării nu au mai nimic din ce faceți dumneavoastră. Așa este. Așa este. Și în momentul ăsta sunt oameni care trebuie să iasă din casă să facă ceva și să duc la primărie și riscă pe drum să se infecteze. Statistic vorbind, efectiv ne vor muri oameni și se vor infecta și vor muri din cauza acestei birocrații care a rămas, nu știu, 90... 1990, primările de la noi sunt toate captive undeva în 1970-80 mai degrabă, în loc să folosim ceea ce ați folosit și dumneavoastră. Și aș merge puțin mai din spate. Ce face diferită primăria din Ciugud? Ce face mai diferită comuna? Pentru că nu știu să aveți, să stați pe vreun munte de aur sau să aveți cine știe ce mare industrie acolo. De unde ați avut bani pentru toate lucrurile astea? Pentru cei care se uită și se miră că primăria dumneavoastră are bani destui. Haideți să vă spun, în 2000 când am ajuns primar, aveam venituri proprii undeva exprimate în euro de acum la 15.000 de euro și datorii de vreo 3 miliarde în banii vechi. Da? 15.000 de euro pe lună venituri? Da. Nu, pe an. Pe an. 15... Cum? Da. Nici măcar de un Passat nu va ajungea. 75.000 de lei erau veniturile noastre proprii în 2000 când am ajuns primar și datorii de 300.000 de lei, da? Okay. Aveam atâtea nevoi și aveam atâta nevoie de investiție fără bani și am investit atunci în oameni. Am adus oameni care au crescut cumva cu viziunea noastră. De aici totul este foarte simplu. Apoi am dezvoltat o zonă industrială, okay, care este motorul nostru financiar, însă ne-am bazat foarte mult pe fonduri europene, să știți. Fondul. Eu am auzit că ați atras peste 15 milioane, am auzit bine? Nu, suntem la peste 30 de milioane de euro. A, în ultimii 2 ani au mai venit niște bani. Da, da. Și în continuare scriem proiecte. 30 de milioane de euro fonduri europene. Da. Bani, da, gratis. Da. Și ce ați făcut de banii ăștia? Bănuiesc că ați făcut și în asta măcar un parc, nu? Mă gândesc. Ați făcut măcar un parc? Parc. Toate primările au făcut parcuri din banii europeni. Fotovoltaic sau ce fel de parc. Am făcut... Sunteți primul primar care spune fotovoltaic lângă parc când vorbim de bani europeni. Păi da, pentru că de felul meu sunt, cred că, un primar mai verde decât mulți primari de la Partidul Verzilor. Adică am o problemă cu curățenia, în primul rând, cu curățenia și disciplina și deja mi s-a dus vestea din primul mandat că n-am făcut rabat nici la rudele soției, eu nu-s de aici. Când ce le-ați făcut la oameni? Când am constatat chestiunea asta și sună un pic mai dictatorial, dar în 2000, când eu am candidat într-o comună vecină, candidat cineva care avea ca și slogan electoral și mi-a plăcut foarte mult: aer, soare și lumină, ordine și disciplină. Tot. Candidatul care vă promite tot. Da. E bun, e bun, bun slogan. Da. Iar revenind la ceea ce înseamnă măsurile pe care noi le-am luat în ceea ce privește protejarea mediului. De la acea patrulă eco pe care am făcut-o împreună cu școala. Stați puțin, ce patrulă eco? Aveți patrulă eco? Da, de câțiva ani în parteneria cu școala. Așa. De când am început colectarea selectivă în această comună. Cum? Aveți colectare selectivă la Ciugud? Păi sigur, de an bun.
Și, adică ce faceți? Ce înseamnă colectare selectivă pentru cei care aud cuvântul ăsta, dar nu l-au întâlnit în realitate? Pentru că la mine, la Corbeanca, aici în județul Ilfov, știți, lângă București, aici la Bogați, avem, eu am două pubele, mi le-am luat eu, ne dau un sac în care să punem alea selective, ca să zic așa, fracție uscată, și din ce auzim, noi ajung toate într-un cimitir și le dă foc. Noastră, ce faceți cu reciclabilele? Nu. Deci, în momentul acesta, sau haide să o luăm cu începutul. Când ne-am apucat de colectare selectivă, am înțeles de fapt de la acțiunile noastre de plantări de pom, de la acțiunile noastre de curățenie în comună unde am implicat copiii, că ei sunt cei mai buni vectori și că prin ei putem educa cel mai bine comunitatea. Și ați luat copiii și i-ați băgat la curățenie? Da, bineînțeles. Da, bineînțeles. Ok. Și părinții ce au zis? Păi am avut chiar și profesori care au spus, păi ce, că ești ca pe vremea comuniștilor, iar îi duci tu la muncă voluntară. Normal. Păi nu. Voluntariatul trebuie să-l dezvoltăm și doar așa, făcând, poți să știi să apreciezi ceea ce e spațiu public. Ok, dar voluntariat, așa. Am făcut altceva. I-am strâns pe copii la Căminul Cultural. Am făcut o zi, practic au fost 2 ore de teorie unde am implicat inclusiv Agenția de Mediu din județ, unde le-am explicat de ce e important să colectăm selectiv și care sunt efectele dezastroase asupra mediului, ale acțiunilor pe care noi le avem. De la necolectarea selectivă, neprotejarea mediului. După care i-am echipat frumos în tricouri verzi cu șerpi pe care scrie patrula Eco, le-am dat flyere și am trimis organizați împreună cu profesoarele, împărțiți în sate, la fiecare în gospodărie, să explice bunicii, părinților, fraților, de ce e important și cum se colectează selectiv. Tot cu ei, așa. Tot cu ei, am împărțit apoi ceea ce înseamnă compostoarele și am învățat pe oameni să composteze. Stați, cum? Ce sunt alea? Compostoare? Se compostează la Ciugud? Unități de compostare. Unitățile de compostare și le-am explicat pe oameni, le-am explicat oamenilor de ce e important ca acea cantitate de gunoi menajer care ajunge în groapă trebuie să fie cât mai mic. Și apoi am făcut cu copii o demonstrație pentru o familie de 4 oameni. Dacă se colectează selectiv, în 2 săptămâni nu ai mai mult de, 3 kg de gunoi menajer pe care îl scoți. Exact. Dacă compostezi, compostezi tot ce este vegetal, tot ce poate fi compostat, cred că dispare jumătate din gunoi. Mult mai mult, pentru că tot ce compostăm este mult mai greu. Noi, când tot ce depozităm la groapa de gunoi este la tonă, da? Ok. Nu la volum. Iar pe partea cealaltă colectăm deocamdată fracția uscată în sacul galben și adică? Îl ducem la rampa, adică PET-ul, plasticul, hârtia, cartoanele, metalul și sticla se pun în sacul galben, se duce la rampa la platforma de transfer, unde sunt predate și intră în economia circulară. Unde? Adică cine vi le preia? Sunteți sigur că cineva le ia și le sortează? Este operatorul nostru de salubritate. L-am urmărit cel puțin o dată, de 2 ori a făcut chestia asta și așa îl face. Pe de altă parte, cred că ar trebui aici și Garda de Mediu să vină să urmărească lucrul ăsta, să vadă ce se întâmplă. Rezultatul, că la rezultat vreau să ajung. Rezultatul știți care a fost? Că în comuna Ciugud, copiii până la 18 ani, elevii și studenții, nu plătesc gunoiul. Atât de mult am reușit să scădem cantitatea de gunoi ce ajunge la groapă. Și acum știți care ne este ținta. Haideți să explicăm oamenilor ca să înțeleagă mai bine cât de mare este povara asta a gunoiului, pentru că cele mai multe primării oferă acest serviciu aproape gratis și oamenii aruncă orice, l-aruncă la grămadă, pentru că nici primăria nu-și bate capul să selecteze, să recicleze și așa mai departe. Trecem cu vederea chestia asta, pentru că e o chestie pe care o aruncăm și nu mai vrem să o vedem. Dar dacă ne uităm cu ea, la ea cu atenție, și dacă separăm ce poate fi compostat și reciclabilele deoparte, mai rămâne foarte puțin gunoi care ajunge la groapă. Cu câte procente, adică dintr-o 100 de kilograme de gunoi care ajungea înainte la groapă, cât mai ajunge acum la groapă și cât ajunge la reciclare? Păi, undeva la 50% din cât duceam noi la groapă, am redus. Iar ținta noastră este să ajungem undeva la 20-25%.
Și cum facem, ce facem pentru asta? Copiii, împreună cu poliția locală, merg în patrulă și verifică în ziua de vineri când se ridică gunoiul, dacă în tomberon se găsește doar gunoiul menajer, dacă în sacul de plastic se găsesc colectate așa cum trebuie fracția uscată, dacă nu cumva în tomberon se pune și ceea ce ar trebui compostat. Și tot copiii fac, scriu și avertismente și împreună cu poliția dăm și amenzi. Și okay. Haideți să vă mai spun ce am făcut în deci, școala. Deci, puțin, n-ați convins copiii să-și caute vecinii în gunoi? Da. Împreună cu poliția? Și nu s-a lăsat cu scandal, cu bătaie, cu de-astea pe acolo? De ce? Păi poate e vreunul nemulțumit că vină copiii și cu poliția să-l caute cum a sortat el. Sigur trebuie să fie unul mai bățos așa, nu? Păi, de asta avem legi în țara aceasta. Să-i aliniem și pe cei care ies din rând. Dar aveți care mai ies din rând la Ciugud? Categoric, că nu sunt toți sfinți aici. Dar, în general, populația a înțeles, să știți. E vreunul populația care s-a mutat din Ciugud din cauza acestor restricții de reciclare? Nu. Când ați dat ultima oară o amendă pentru așa ceva? Păi, nici nu știu, cred că cu vreo 2 săptămâni. Ok. Da. Adică disciplina se ține și cu un pic de amendă. Da, să vă mai spun ceva. Ce am făcut și la școală, de când cu noua școală de la Ciugur, cu școala Smart, le-am strâns pe copii. La început fiecare avea o coșul de gunoi pus în fiecare clasă și nu prea colectau ei selectiv acolo. Și am zis, băi, dar voi ce patrulă eco sunteți? Cum puteți să-i verificați pe alții atâta timp cât voi nu sunteți exemplu? Și am luat un singur container, un singur coș care arată foarte bine cu toate fracțiile, de la fracția umedă, gunoi menajer și apoi plastic, hârtie, sticlă, metal. L-am pus undeva pe holul școlii, dar într-o margine. Am desfințat toate coșurile din sălile de clasă și în fiecare clasă există câte un, așa zis, așa scrie pe vesta lui, polițistul eco. Ce face el? Are o fluierice, în pauză se îmbracă și supraveghează. Dacă vede un coleg că nu și-a pus cum trebuie sau unde trebuie gunoiul, fluieră. Și fluieră și vin și ceilalți atâta fluieră până îl fac de minune. Și analizăm acum inclusiv posibilitatea de a lua mici amenzi cu banii aceia copiii să facă acte caritabile. Deci vă dați seama că cu disciplina asta la colectare, următoarea generație care o să vină după ei e ca aia cu banana, nu știu că știți aia cu maimuțele care nu mai luau banana. Cei care vor veni în urma lor, nici măcar nu vor ști de ce nu mai încalcă regulile. Vor ști că pur și simplu așa se face aici. Și toată lumea va face colectare selectivă fără să-i mai fie frică de amendă. Poți să știe că pur și simplu așa se face, nu? Asta trebuie să fie efectul pe care îl căutăm. Categoric. Eu vreau să-i fac pe oamenii din Ciurgut să înțeleagă că gunoiul e ceva intim. Am văzut chestiunea asta în Singapore, am văzut-o în Seul, în stația de metro, nu aveau coșuri de gunoi, am mai spus-o asta. Și am întrebat și eu, de curios, băi, dar voi ce faceți cu gunoi? Ce care gunoi? Păi mănânci un sandwich pe stradă, dar de ce să mănânci sandwich-ul pe stradă? L-ar mănânci în restaurant sau la serviciu sau acasă? Sau, nu știu, ai o gumă, apropo, știți că acolo este interzis să mestești gumă pe stradă, este interzis de tot, să nici nu se comercializează, dacă depinde cu gumă de mestecat, te amendează. Dar acolo, dacă ai gunoi, îl păstrezi în buzunar până acasă și îl pui acolo. Da? De asta ei s-au ridicat atât de mult. De asta Singapore, în urmă cu 60 de ani, erau muritori de foame și acum sunt vârf de lance în ceea ce înseamnă, nu știu, protecția mediului, utilizarea tehnologiei și ce vreți dumneavoastră. Singapore, într-adevăr, este un oraș chiar mai bogat decât New York, din câte am citit în ultima vreme. Haideți să mergem mai departe. În afară de partea asta de colectare selectivă, de compostare, de patrulă eco, la Ciucut se mai întâmplă niște chestii. Va ieși proiectul ăla cu parcarea, cu fotovoltaicele? Da, sigur, deja funcționează. Hai să le spunem oamenilor despre ce este vorba, ca să înțeleagă. Da, păi parte din parcarea primăriei de la Ciugud am acoperit-o cu panouri fotovoltaice.
practic, într-un mod foarte ingenios, suportul lor seamănă practic cu niște arbori și susțin o copertină aproape transparentă, că sunt panouri foarte speciale, adică sunt cumva prinse direct pe o simplă structură metalică, transparentă, puțin transparentă. Dincolo de faptul că sunt aparate mașinile de soare, de ploaie, ne producem energia electrică pentru ce înseamnă primăria Ciucut și avem acolo o stație de încărcat gratuit pentru mașinile electrice. Cu două deci curentul posturi. Primăriei și o mașină electrică. Cu două posturi pentru mașini electrice, atenție. Deci dacă vin la noastră în vizită, îmi bag și o mașină la priză. Categoric. Ok. Chiar pe zilele astea atât de noroase ne uitam pe aplicație. Am devenit și a șaselea prosumator din județul Alba. Punem energie și în sistem și câștigăm bani. Și vreau să vă mai spun că în cel mai îndepărtat sat din comuna noastră, unde avem niște birouri administrative și unde funcționează și poliția locală, și un cabinet medical, ne-am pus pe acoperiș panouri solare și acolo avem a treia sau al doilea punct gratuit și al treilea post de încărcare pentru, la ora actuală, pot fi încărcate instant trei mașini în comuna Ciucut. Ați reușit să luați mașină electrică pentru primărie? Da, da, avem de vreo 2 ani jumate, 3 ani mașină electrică. Okay. De ce acest lucru? Pentru că suntem conștienți că acesta va fi viitorul, pentru că noi trebuie să fim un exemplu pentru comunitate. Să încurajăm pe oameni să înțeleagă că mai ales cei care fac naveta de aici până la Alba, 10 km, nu au nevoie de mașini prin combustie să poluăm, ci... Lisați un pic, că mai ales într-o perioadă de genul ăsta, de că vine criza, vine recesiune, noastră aveți mașini la primărie care se meargă fără benzină și motorină, nu? Da, am făcut un calcul. Economisim undeva la 4.000 de euro pe an. La carburant. Atâta este, păi carburant, ce mai ai pe acolo, revizii și așa mai departe. Și de unde ați avut bani pentru mașini electrice, panouri fotovoltaice și eoliana aia care face curent, din câte am înțeles, pentru iluminatul public? Da, da, eoliana, haideți să o luăm invers, că eoliana a fost prima, este un proiect finanțat de Guvernul Norvegiei, în parteneriat cu Politehnica Timișoara, produce curentul pentru iluminatul public și surplusul mai nou îl punem în sistem. Aveam la început o mare problemă, că electrica nu înțelegea de ce nu putem pune în sistem. Trebuia investit enorm de mult într-un grup de acumulatori. La început acumulam energia în acumulator, după care nu puteam să-i descărcăm decât, nu știu, 60%, că le scoteau perioada de viață. În sfârșit, după lupte securare, că și aici am făcut un pic de pionierat, am reușit să obținem această lege, să putem să le dăm curent și să și plătească. Am avut o perioadă în care, fără să știe ei, noi le puneam curentul acolo, ca să nu mai oprim eoliana. Pentru că în momentul în care acumulatorii erau plini, noi opream eoliana. Nu se poate. Dar știți că există riscul să face efect de insulă, să se curenteze electricianul dacă vine la stâlpi. Mai bine că n-au fost necazuri. Sistemul era făcut în așa fel încât în momentul în care cineva intervenea dincolo de separatorul nostru, automat se decupla totul. Deci pentru cei care ne urmăresc, ca să înțelegeți, primăria din Ciucut și-a făcut eoliană pe banii Norvegiei ca să facă iluminat public. Surplusul de curent îl bagă în rețea acum. Cum eu am devenit prosumator anul trecut de bag curentul de pe casă în rețea, și primăria poate să facă lucrul ăsta. Și sunt curios dacă producția din timpul zilei sau surplusul din eoliană, din fotovoltaice pe care spuneți că le băgați în rețea, dacă vă acoperă consumul de noapte sau atunci când nu e vânt. La ora actuală nu suntem pe zero la iluminat. Acolo consumul fiind destul de mare, pentru că vorbim de totuși de o eoliană mică, de o eoliană făcută de cei de la Politehnică, nu ne acoperă. Însă
Noi ne gândim să dezvoltăm zona aceea cu eoliene. Mai mult decât atât, dacă discutăm despre parcarea primăriei sau despre cealaltă instituție de la Hăpria, aici deja nu mai avem o problemă, suntem pe plus. Suntem pe plus chiar dacă ne încărcăm mașina electrică, chiar dacă activitatea noastră în primărie este intensă, dar am avut grijă acum 4 ani, astăzi avem 4 ani de când ne-am mutat în nou sediu, apropo, am avut grijă ca și aici să punem tehnologie cât mai prietenoasă și mai friendly energetic, să nu fie mari consumatori de energie. Și mai avem cineva din comună care mai are o mașină electrică și o încarcă tot aici, în gratuit. Adică, deci, încă o dată vă întreb, de unde ați avut bani? Înțeleg că la eolian ați luat de la Norvegia, dar pentru fotovoltaice și mașină electrică? Sunt fonduri europene la mașina electrică din bugetul local și am luat tichetura Bla Plus. Ce mașină electrică ați luat pentru primărie? Am luat o Dacia Docker. Un Docker electric? Da, da, da. Se numește, este de la Renault. Nu ca în GZT, cumva? Zero energie, ăla, cu zero energie. Da, deci un Kangoo, nu? Da, da, este foarte bun pentru noi. Deci aveți o mini furgon electric la primărie? Da. Și acum trebuie pentru făină și ulei, nu? Acum analizăm să ne schimbăm toată flota, să o trecem cât mai mult posibil pe electric, inclusiv motocoase, eu știu, mașini de tuns iarbă și ce mai avem la întreținerea zonelor verzi. Ok. Sunt multe chestii care îmi vin, trec acum prin minte. Se întâmplă foarte multe lucruri și sunt convins că mai sunt multe de învățat de la o primărie atât de mică. Timpul văd că trece foarte repede în prezența noastră și cred că ar fi bine să ne întoarcem puțin la această pandemie și ce am mai făcut. Și dacă vă uitați pe site-ul primăriei, noi am făcut o secțiune specială Ciugud responsabil, informații oficiale în ceea ce privește COVID-19, unde încercăm să informăm pe cetățeni cât e de important să ne protejăm. Apoi am creat un buton, se numește aprozarul virtual, unde în această perioadă, dacă mergeți pe site-ul primăriei, deja este funcțional. Ia stați că încerc. Stați așa că încerc eu. Deci, www.primariaciugud.ro. Primariaciugud.ro. O să comut eu aici ca să se vadă. Mergeți, vă rog, dați în jos cu scrollul și ajungeți undeva la niște butoane cu platforma cetățeană. Mergeți pe site-ul primăriei în jos și undeva aveți mai multe butoane, unde o să aveți, cred că al doilea sunt 4 butoane. Și al doilea din stânga e aprozar virtual, scrie pe el. Dați click pe el. Acolo ați găsit aprozar virtual. Nu. Aveți undeva, cred că v-ați dus, aveți undeva 4 butoane mari, așa cum coborâți cu scroll-ul. Așa, deci undeva aveți cuvântul primarului și apoi, sub cuvântul primarului, aprozarul virtual. Dați click pe el. Așa, și aici este o mică descriere de ce ne-a venit această idee. Și apoi dăm click pe intre pe aprozar, da? Da, și să zicem că vreți legume. Dați click pe legume, da?
Nu. Și, nu știu, roșii la ora actuală nu avem în comună, dar pot să vă spun că avem ridici, da? Și dacă dăm click pe ridici și mergem în jos, vedem cine produce ridici în comuna Ciugut, da? Și am pus... Da. Așa. Și să știți că, da, dacă dați click pe, nu știu, Turlică Maria, da? Să mă duc înapoi, la ridic. Direcții de navigare, da? Așa, mă duc la Maria Turlică. Da, dați click pe ea. Da. Și vă dă direcții de navigare. Și dacă dați click pe direcții de navigare, vă arată cât de departe e de dumneavoastră. Gata. Și cât timp ajungeți pe jos sau cu mașina. Dacă vreți, puteți intra pe pagina, unii au Facebook. Ideea care e? Nu este un magazin online, dar noi vrem, prin această aplicație, să-i facem pe oameni să înțeleagă că nu trebuie să meargă să se expună în hipermarketuri în această perioadă, că e mult mai important în această perioadă să ne schimbăm educația, să cumpărăm de la cei de la doi pași de noi, să încurajăm economia locală. Și asta nu sună doar pentru ciucudeni, în opinia mea. Trecem printr-o criză de sănătate, dar ne așteaptă o criză economică drastică. Dacă noi ca români nu înțelegem să fim puțin mai naționaliști, să înțelegem să ne promovăm produsele noastre, să încurajăm pe cei care încearcă să schimbe cumva în bine această țară și să-și vândă produsele, să ne încurajăm, să susținem economia noastră, o să avem o mare problemă. O să avem mai mare ales problemă. În perioada care vine. Faptul exact. Că vom intra în recesiune, asta este clar, exact. Și orice cheltuială o facem pe un produs din afara comunității noastre, a țării noastre, va ieși din economia noastră. Categoric. Categoric. Și atunci este, poate că este un nou, nu știu, stil de viață. Pe de altă parte, încercăm să-i facem pe oameni să mănânce mai ecologic prin ceea ce facem noi acum. Ați zis un cuvânt este... important, că este un nou stil de viață. Da. În pandemia asta... Pentru pandemie, noastră nu v-ați pregătit pentru pandemie, v-ați pregătit pentru viitor. Dar pe cale de efect, implicit, sunteți pregătiți și pentru pandemie. Apoi sunteți pregătiți și pentru efectele unei pandemii prin faptul că ați îmbrățișat suficient de vreme tehnologia și energiile regenerabile. Asta e o lecție foarte importantă pe care aș vrea să o înțeleagă cei care ne urmăresc, pentru că atunci când îmbrățișăm inovația, în tot ceea ce facem, fie că e o casă, fie că e o primărie, fie că e un oraș, fie că e o țară, practic devenim mai rezistenți. Mai rezistenți la orice vine. Noastră, când ați făcut toate aceste lucruri, la ce v-ați gândit? Pentru că, uite, acum au efect. Dar ce a fost în mintea noastră când ați făcut pasul înainte? Iar o să ziceți în campanie electorală. În mintea mea au fost oameni. Oamenii și comunitatea în care eu trăiesc și îmi duc viața. De aici pleacă totul, nu e nicio filozofie specială. Dacă tot ceea ce facem, facem cu pasiune și cu gândul la misiunea pe care noi avem aici, lucrurile devin foarte simple. Vă mai dau un exemplu pe care l-am făcut tot pe site-ul nostru, Solidaritate pentru Comunitate, unde la fel încercăm să dezvoltăm acest spirit de voluntariat în această perioadă. Societatea are nevoie mai mult acum ca oricând să devenim empatici, să devenim empatici în special cu vârstnicii noștri, cu persoanele care sunt cele mai vulnerabile și care, din păcate, în această perioadă sunt marginalizate, nu au cu cine socializa, nu au cu cine comunica. Ei, de aici nu vă vine să credeți și eu sunt uimit ce reacție au avut comunitatea noastră. De la magazine din sat care și-au pus la dispoziție pe cheltuiala lor și lângă ei au venit alții să asigure, nu știu, pâinea, uleiul, zahărul, alimentele de bază vârstnicilor. Lângă ei au venit voluntari care au spus, eu merg și le duc de la tine de la magazin ca ei să nu mai iese din casă. Au venit cei care s-au arătat dispuși să le facă cumpărături pentru medicamente, să stea de vorbă cu ei, poate chiar prin telefon să-i consilieze.
Așa putem să devenim o comunitate fericită. Lucrurile sunt foarte simple, la fel cum schimbând școala din... Nu e simplu, domn primar, stați puțin, sunteți optimist, nu e simplu. Ce ați făcut dumneavoastră pare simplu acum, pentru că faceți schimbările astea de 20 de ani progresiv. Noi acum trebuie să ardem foarte multe etape, pentru că suntem în fața acestei crize care este aici. Din pandemie vom ieși direct în criză și suntem într-o țară care este în continuare înțelenită în noroi, nu știu, e încă în trecut din foarte multe puncte de vedere. Și mi-e foarte greu să mă abțin cu greu să nu zic lucruri râte despre cei care au avut la dispoziție 30 de ani să facă tot felul de lucruri în țara asta și acum, din cauză că noi nu am venit în prezent cu administrație, cu guvernare, cu toate lucrurile astea, acum vom pierde oameni. Și îi vom pierde, în primul rând, pe cei mai vulnerabili, pe cei în vârstă. Adică, le-am mai spus celor care ne urmăresc, ar trebui să ne uităm zilele acestea la cei din jurul nostru în vârstă, dacă ne sunt dragi, măcar puțin, și să ne dăm seama că pe mulți dintre ei îi vom pierde în pandemia asta, îi vom pierde cu sau fără ajutor, pentru că nu avem un sistem medical complet, dar și pentru că societatea în ansamblu nu este capabilă să aibă grijă de cei în vârstă. Și felul în care avem grijă de vârstnicii noștri spune cam totul despre noi, că într-o zi vom fi și noi acolo. Și nu cred că muncim o viață ca să ne prăpădim așa repede. Am vrea cu toții să avem o bătrânețe liniștită. Ok. Da. N-aș vrea să perorez foarte mult. Aș vrea să luăm câteva întrebări, dacă sunteți de acord, din zona de comentarii, dacă nu mai e ceva important de zis. Mai aveți ceva pe care vreți să spuneți neapărat înainte să luăm întrebări? Da, căci legat de ceea ce spuneați dumneavoastră, totul pleacă de la educație. Și vreau să vă spun, fără să fiu lipsit de modestie, eu am fost uimit ceea ce a însemnat școala din Ciugut, noua școală pentru copii. Faptul că ei acum vin fericiți la școală, faptul că ei așteaptă acel test pe care îl primesc pe tablele inteligente sau pe Chromebook-uri cu bucurie și nu e acea reacție pe care noi o aveam, iar mă duc, iar lucrare de control sau test, faptul că acum pe acea platformă Classroom online, profesorii le predau online lecțiile. Deci copiii din Ciugut fac școală pe Google Classroom. Da, da. Pentru că știți că toate școlile din România au primit licențe gratuite de Classroom, dar cele mai multe nu le-au activat măcar. Noi aveți și Chromebook-uri, aveți și Classroom și dascălii predau deja în Classroom și acum nu trebuie decât să o facă de la distanță cu elevilor. Exact. Deși noi, tot așa, nu ne-am pregătit pentru pandemie, ne-am pregătit pentru a ne pregăti cumva, scuzați-mi repetiția, copiii pentru viitor și pentru, mai ales pentru ziua de astăzi. Uitați că tehnologia pe care noi ne-am luat-o ne folosește chiar și în aceste vremuri. Deci gândiți-vă că în momentul ăsta copiii din Ciugut au condiții mai bune de învățământ decât marea majoritate a copiilor din București. Știți, pot să vă spun iarăși ceva, ceea ce nu vreau să pară că sunt lipsit de modestie. Acum vreo două luni am fost plecat în Austria într-o vizită prin Asociația Comunelor din România, am parteneriat cu Asociația Comunelor din Austria și am vizitat o școală făcută într-un orășel de vreo 5.000 de locuitori de lângă Salzburg, o investiție a guvernului austriac în parteneriat cu landul de acolo și cu primăria de 11 milioane de euro. Sigur că investiția este mult mai mare, sigur că e construcție nouă. Noi, practic, am reabilitat o școală de la 1350, am investit 1 milion de euro, dar vreau să vă spun că am venit atât de fericit acasă că, în ceea ce privește tehnologia, la multe chestiuni noi bat. Ok. Am mai auzit o chestie despre mâncare bio-eco de prin alte țări europene. Spre exemplu, eu nu știu cum reușesc unele comunități din Austria să certifice ca bio iaurturi cu fructe, că știam că nu se poate, dar asta e altă poveste. Hai să luăm întrebări, dacă sunt de acord. Vă rog. Victor Mușat zice așa, eu cred că dacă am avea toate comunele dotate măcar cu 50% din cei în această comună, nu ne mai plânge că ne pleacă lumea din țară. Pleacă oamenii din Ciugut sau vin? Cum stați cu... Păi când am ajuns populația. Primar aveam 2600 de locuitori, la ultimul recensământ aveam 3200, nu avem o creștere, o explozie, dar avem o creștere sănătoasă și asta îmi place la nebunie. Okay. De altă parte, nu suntem o comună dormitor pentru orașe, avem o platformă industrială de 33 de hectare,
cu vreo 1000 de locuri de muncă, adică și care e în creștere. Mm-hmm. Acum, perioada asta cred că nu prea crește așa mult, dar să vedem. Eu sunt un optimist incurabil și cred că măsurile fiscale pe care le vom lua în curând îi va determina pe mulți să-și reloce afacerile de la noi. Veți lua deja măsuri fiscale? Categoric. Păi oamenii aceștia au avut grijă de noi cât le-au mers lor bine, să ne fie și nouă bine. E normal că dacă în momentele astea nu mă gândesc la ei, ei contribuie cam undeva 75-80% cu veniturile noastre proprii vin din zona de dezvoltare economică. Adică e normal. Ce să faceți întrebăm pentru businessurile din zona de acolo? Păi cel mai probabil să reducem impozitele pe care ni le datorează direct, pentru că impozitele care ne vin indirect nu sunt ale, nu noi hotărâm, sunt legi fiscale date de către guvern, de către parlament. Dar ceea ce depinde de noi, o să reducem cât putem de mult, o să reducem impozitele, în așa fel încât să venim și noi spre ei, pentru că nu e o perioadă foarte ușoară. Ok. Andra Diana zice că aveți niște ani de muncă în spate, în afara țării. E adevărat? Nu. Sunteți primar de carieră de 20 de ani, nu? Da. Înainte pot să vă spun că am lucrat ca asistent medical în medicina de urgență, după care am ajuns primar doar așa, din dorința de a schimba ceva în comunitatea mea. N-am visat niciodată, nici nu mi-am dorit, dar n-am mai răbdat. Și atunci cumva am ajuns, visul meu era să mă fac medic chirurg, n-a fost, știți cum mai zic, medic primar, mi-a ieșit numai una primar. Andrei T. zice, domnul Damian, a venit vreodată la dumneavoastră primarul alte comune pentru a vă cere sfat în a replica ce ați făcut pentru Ciugud? Da, este interes? Să știți că foarte, foarte mulți primari vin la noi în comună cu echipele lor, la diverse discuții. Mai ales din Ardeal, nu? Nu numai. Dacă vă spun că am avut din Botoșani, okay. Dacă vă spun că am avut din Suceava, dacă vă spun că am avut din Onești, din Sud, chiar din Teleorman mi-au venit aia cu vreo câteva. Nu e rău. Nu e rău. Interesant ar fi să întreb pe domnul primar dacă localnicii folosesc aceste beneficii sau în continuare vin personal la primărie, spune Bogdan Andrei Popa. Păi le folosesc pentru că să știți că populația noastră este o populație tânără, este o populație destul de adaptată la noua tehnologie și gândurile noastre e ca cei care nu le folosesc cumva să-i determinăm să le folosească. Adică Un singur exemplu vă dau. Ziceți. Când am pus acele automate de plată în celelalte sate, să știți că am pus unul inclusiv în holul primăriei. Există această neîncredere de a folosi tehnologia, în special la persoanele vârstnice. Și atunci cei care veneau cumva la caserie să spună, domnule, eu nu plătesc la automatul ăla, erau îndrumați către automat. Mai aveam probleme cu unii că, domnule, dar de ce dacă e caseria deschisă, nu pot să plătesc acolo? Și le spuneam, dragii mei, trebuie să înțelegeți că oamenii aceștia au de lucru. În locul casierului e acest automat. Casierul acum are alte atribuții. Da? Dacă veniți la noi să vă spovediți, vă rog treceți drumul dincolo la biserică, pentru că acolo e preotul, el spovedește. El are timp de așa ceva, noi nu avem timp, noi trebuie să lucrăm. Eu mai spun o vorbă, ei 6 zile fluieră, una cântă și au timp de a vă asculta și de a fi psihologii voștri. Noi, din păcate, suntem atât de ocupați încât nu ne permitem lucrul ăsta. Știți? A fost bună asta, trebuie să recunosc. Asta este adevărul, adică fiecare trebuie să ne facem treaba, că la noi venea... Să-și facă și preotul de peste drum treaba. Care spune că azi noapte a visat nu știu ce, că și-a făcut mâncare nu știu ce, că o doare umărul de nu știu unde. Da, înțelegem, dar fiecare cu treaba lui și atunci când înțelegem aspectele astea, nu așa este. Adrian Golea zice, George, da, a făcut bravo. Ce susținere are acolo? Sus. Ce susținere aveți, domn primar? Independent, exclus din PSD-a cu 3 ani. Eu am auzit de chestia asta. Cum v-au dat ăștia afară așa performant?
Erați prea performant pentru partid sau ce? Noaptea ca hoții. Adică fără să fiu invitat la o ședință, datorită faptului că am muncit într-o campanie la parlamentare și s-a obținut în județul Alba un scor istoric, fiind pus pe listă, fără să-mi doresc să candidez la un post de parlamentar, doar ca să trag lista și să obținem un scor bun, recompensa a fost să fiu expus. Păi ce? Ați candidat la parlamentare? Da, eram pe loc neeligibil, doar ca să trag lista. Aha. Da. Și? Și ăsta a fost rezultatul. Că ce? Să fiu dat afară, că n-am obținut scorul în comuna mea, scorul pe care le-au eu ca primar. Și le-am explicat de atâtea ori. Nu înțelegeți diferența? Pe de altă parte... Care diferența? Păi, la locale se votează omul, nu partid. Exact. Bogdan, dacă unii sunt îndeajuns așa, indiferent ce culoare politică poartă, chiar impresionant ce a putut să facă pentru o comună. Ați fi dispus să luați ceva mai mare decât o comună, domn primar, să gestionați? Știți, mi s-a propus să fiu și la un moment dat în guvernul Cioloș, să fiu secretar de stat în Ministerul Agriculturii, să răspund de fondurile europene, însă ei mai aveau câteva luni de guvernat și am spus că măsurile pe care eu le pot lua acolo nu pot să producă așa mari modificări. Pe de altă parte, de ceva vreme mi se tot propune să trec, să candidez în municipiul Alba Iulia, prin plecarea lui Mircea Hava de aici, cumva lucrurile nu stau foarte simplu pentru liberal. Însă, vă spun foarte simplu, eu trăiesc aici, am venit primar în Ciuhuț să schimb viața unde trăiesc. Consider că fiecare comunitate trebuie să-și găsească cumva primarul ei. Adică România are atâția oameni de valoare, e foarte important... Nu are, domn primar, stați așa, că zice Bogdan Andrei Popa, dacă un primar de comună reușește să facă atât de multe lucruri, înseamnă că primare din orașele mari nu absolut nici cea mai mică scuză. Mai performează câte un Boc, câte un Scripcaru, pe și pe colo, dar Bolojan... Foarte cerut la interviu, domnul Bolojan. Era un pic ocupat zilele astea, eu o să mai insist că poate l-aducem. Da, nu, eu zic că sunt oameni de valoare în țara noastră. E important să-i găsim și să-i punem, dar mai ales să-i lăsăm să-și facă treaba. Păi cum îi lăsăm să-și facă treaba? Cu uite, noastră sunteți fără partid în spate și v-ați descurcat. Cum facem să-i lăsăm? Nu trebuie să mai facă politică neapărat primare, să fie manager de localitate. Însă, din câte îmi dau seama, cei mai mulți primari sunt pur și simplu victime, sunt remorcați la partide pentru că sunt ținuți în sărăcie. Așa este, dar trebuie să înțelegeți că și noi am plecat din sărăcie. Iar decizia mea de a crea acea zonă industrială, acel motor financiar, a fost pentru că m-am săturat să stau cu mâna întinsă și să depind de cine mai e la puterea județului sau la puterea țării. Nu sunt un tip slugarnic și am urât chestia asta toată viața. Însă nu toți au șansa pe care eu am avut-o să dezvolte acest motor financiar și cumva să le spună, băieți, ia mai mergeți voi la primare, că noi nu avem nevoie de voi. Asta este diferența, să știți. Okay. Adică comunele din România, undeva la 70-80% din ele, n-au venituri cât să-și acopere salariile, despre ce vorbim. Mai ne întreabă Keep Tis, salut George, salut comunitate, întreabă pe domnul primar cum a reușit să scape de infracționalitatea din comună și dacă are un plan în legătură cu românii care se întorc de afară, mai ales că vin destul de mulți, nu, în perioada asta? Nu avem noi atât de mulți plecați afară, iar cei care vin la ora actuală avem 10 cazuri în izolare, în autoizolare, dintre care 3 sunt membri unei familii de s-au dus. Adică vorbim totuși de 8 cazuri care sunt în izolare. Cum am scăpat de infracționalitate, ne-am pus la punct un sistem de supraveghere video foarte, zic eu, destul de performant, care suportă softuri de recunoaștere facială, de recunoaștere număr, de matriculare, în așa fel încât, dacă vreți, eu vă pot face, dacă intrați în comuna Ciuhuț cu mașina sau pe jos, vă pot face așa schematic pe unde v-ați plimbat. Și atunci vă spun că nu mai avem o problemă cu astfel de indivizi. Mm-hmm.
Deja avem primul doritor, Cezar Dan Bardan. Au ceva proiecte imobiliare. Dacă cineva s-ar gândi să se mute la dumneavoastră în comună, se poate găsi o casă, un apartament? E ceva de vândut pe acolo? Că oriunde să se mute la Ciugut. Fără apartamente, pentru că vrem să rămânem sat, vrem să rămânem rural. Ne place termenul acesta de sat, eu îl iubesc, iubesc satul românesc la nebunie și nici n-am visat vreodată să mă mut la oraș. Însă avem proiecte imobiliare pe suprafață de 15 hectare, aici chiar în centru de comună. Dezvoltăm 40 de loturi de casă unde facem o demonstrație de cum trebuie să ne dezvoltăm urbanistic, cum trebuie ca toate casele să aibă aceeași culoare la țiglă, aceleași culori la fațade, același tip de gard, același aliniament la stradă, apoi un parc pe câteva hectare bune, cu baza sportivă și noi ne gândim că în 10 ani trebuie să construim noua școală, pentru că nu ne mai încap copiii în cea veche. În condițiile în care multe școli de pe la noi sunt depopulate. Da, dar noi fiind o comună întinerită, mai ales de când am deschis școala Smart, avem foarte mulți, foarte mulți. Avem copii care vin din comunități învecinate, din localități care aparțin municipiului Alba, vin și învață la noi, din satele învecinate. Și cred că n-am aflat nici jumătate din toate lucrurile care se întâmplă la Ciugud. Vă invităm la Ciugud să le aflați pe... Arcan trebuie, nu? Cu drag vă așteptăm. Vreau să le mulțumesc celor care ne-au urmărit. Nu m-aș lungi mai mult. Aș vrea să vă las că știu că e târziu. Sunteți încă la primărie la ora asta. Mâine este o nouă zi. V-aș întreba pe final dacă aveți vreun caz de COVID acolo. Nu, din fericire pentru noi în județul Alba lucrurile sunt destul de, stau destul de bine. Avem un singur caz din Alba Iulia care este asimptomatic, este la secția de contagioase. Sperăm să nu evolueze mai rău. Dar în comună ce măsuri ați luat? Păi în comună, împreună cu medicii, cu poliția, cu asistentul social, am conștientizat populația, în primul rând să fim informați și deja vreau să vă spun că de când își cumpărau bilete de avion știam cine de unde vine. Apoi, cum adică? Adică părinții, rudele ne sunau. Deci vedeți, domn primar, uite, fiul meu vrea să vină din Spania, din zona galbenă, ce facem? Sau vecinii, dacă aflau de cineva, uite, vreți că ăla vrea să vină acasă? Sau chestiuni de genul ăsta. Oamenii sunt foarte conștiincioși, au un simț civic foarte dezvoltat, mai ales în perioada aceasta. Pentru persoanele vârstnice, ați văzut, i-am îndemnat să rămână acasă și le-am dat soluții de aprovizionare. Pentru copii avem soluții. Cu transportul în comun l-am redus la programul de sâmbătă, în așa fel încât doar cei care sunt cumva presați să meargă spre joburi, dar în general ai noștri au mașini, se deplasează cu mașini. Cu poliția încercăm să... Din păcate să pustim străzile, folosesc un termen foarte dur, dar asta este, să-i facem să înțeleagă că n-au ce ieși din casă, trebuie să stea acolo izolați, n-au ce ieși în grupuri, n-au ce staționa. Chiar dacă nu sunt cazuri raportate în momentul ăsta? Chiar dacă nu sunt cazuri raportate, prevenția este mult mai importantă decât orice. Mai ales că unde e cel mai apropiat spital de urgență unde ar putea fi tratat un bolnav? Este la Alba Iulia, la 10 km de aici. Nu e foarte până când va fi depășit? Sperăm să nu se întâmple. Sperăm, dar știți că e inevitabil să se întindă peste tot. Ați auzit ce a fost la Suceava, nu? Da, da. Din păcate, acolo este o lipsă de management. Exact. Nu e o problemă de boală, e o lipsă de management. Cred că asta e problema cu România. Nu e o problemă de sărăcie, e o problemă de management. Oh. Țara asta e atât de frumoasă și de bogată încât noi, din păcate, nu realizăm. Ba da, realizăm, dar nu prea avem noi noroc de lideri că votăm. Dar mai bine mă opresc aici. Dacă vreți și voi să vedeți ce se poate la Ciugud, intrați pe, că eram cu site-ul deschis aici, ia uite, primăriaciugud.ro și puteți să vedeți cine vinde Ridichi. Că nu doar Maria Turlică, mai vinde și Erzsébet Karsai, Viorica Kish, și așa mai departe, dar pe site-ul primăriei, mai scrolez eu repede pe aici, mai sunt noutăți, anunțuri,
avem secțiunea de plată online, primăria online, poți să adresezi întrebări și chiar sunt și informații în legătură cu ordonanța militară, știri oficiale din surse verificate. Primăria ține legătura îndeaproape cu cetățenii pentru ca să îi păstreze în vii până la urmă și sănătoși. Ca să poată plăti taxe și impozite și să fim cu toții fericiți în comună, nu? Domn primar, mulțumim că v-ați petrecut seara alături de noi. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. O seară frumoasă tuturor, cu multă sănătate. Cele bune, domn primar. Seară bună, numai bine. Rămân eu cu comunitatea. Și vreau să vă mulțumesc că ne-ați urmărit și în seara asta. Sper că v-a plăcut și acest interviu. Am încercat să ieșim un pic din zona de pandemie și să mergem într-o zonă care mi-e plăcea mai mult, acolo unde învățăm de la oameni mai deștepți care performează despre felul în care fac lucrurile să se întâmple. Primarul din Ciugud este un exemplu. E un moment bun în care să nu stăm doar în panică, ci să și învățăm, așa cum fiecare dintre noi cred că o face. Într-un fel sau altul, folosiți-vă de acest timp să îmbunătățiți ceva în viețile voastre, să căutați răspunsuri la întrebări și să faceți un pic de introspecție dacă este nevoie. Vedeți ce puteți schimba la voi. Aveți răbdare unii cu alții, așa cum am mai spus-o și invitatul meu de aseară, spre exemplu profesorul Borțun. Vine o perioadă foarte dificilă, așa cum ne-a spus domnul Fota acum vreo două seri, și o să mai avem și alți invitați în seriile care urmează, pentru că dacă tot stăm pe acasă, dăm mai multă informație gratis ca să vă premiem că stați acasă în siguranță. Le mulțumesc foarte mult și membrilor noștri care, membrii noștri plătitori, cei care ne susțin, și am văzut în seara asta că au devenit membri ceva mai mulți. Salut pe Cristina Mani, Adrian Golea, Bomberman 12, Why Are You Reading That, Andrei T. și așa mai departe. O mulțime de oameni care au venit alături de noi. Vă mulțumim pentru susținere, că sunteți membri și că ne urmăriți. Dacă vi s-a părut util acest podcast în această seară, puteți să-i dați un like, un share să-l vadă și prietenii voștri, trimiteți-l la primărie, poate îl vede vreun primar, și urmăriți-mă pe Facebook și pe Instagram, unde mai postez fragmente, cred eu, utile pe care să le luați așa ca o pastilă de informație de minte în această perioadă. Mă opresc aici, vă urez o seară bună tuturor și vă mulțumesc că v-ați uitat și la review-ul cu Galaxy S20, un telefon performant și foarte interesant, care am văzut că are vizionări destul de multe. Cam atât. Seară bună tuturor, să fiți bine acolo unde sunteți și vă mulțumesc că oricum ne aveți de ales că stați acasă. Numai bine!